mai fi și alte plecări în alte județe? Am spus-o și la întâlnirea de la București. Nu. Avem alte informații, așa cum n-am avut nici în privința domnului Sorin Frunze Verde. Am aflat-o, repet, cu o zi înainte și confirmată după aceea la televizor. Cu parlamentarii PDL din Caraș ați discutat? Cu parlamentarii? I-am așteptat să fie aici, dar nu au fost. Vom continua discuția cu dânsii la București. Dar au comunicat ce au de gând să facă? La București, în cadrul grupurilor parlamentare de la Camera Deputaților și de la Senat, luni vom discuta cu fiecare în parte. Despre primarii de aici, când veți ști cu siguranță câți din cei 42 vor rămâne sau nu? Într-o perioadă scurtă de timp de aici înainte. Veți propune luni excluderea domnului Frunze Verde în biroul permanent al Senatului? Vom vedea ce decizie, dacă domnia sa și-a dat demisia, nu va mai fi nevoie să luăm vreo decizie în biroul permanent național. Dacă nu, vom analiza statutar în biroul permanent național al PDL. Credeți că mai poate fi posibilă mai multă descentralizare, așa cum a solicitat domnul Frunze Verde, administrativă și financiară decât avem în acest moment? Proiectul reorganizării administrativ-teritoriale a țării urmărea ducerea până la capăt a procesului de descentralizare. În acești ani s-au făcut câteva lucruri pe linia descentralizării care nu s-au făcut în ultimii 20 de ani. 1. Descentralizarea școlilor. Astăzi primările și consiliile județene, împreună cu părinții și cu școlile, numesc consiliile de administrație și administrează școlile. Astăzi administrațiile locale, prin consiliile de administrație, pot să impună o componentă din ceea ce învață elevii la școală, din curiculă. Adică această descentralizare pentru prima dată a avut loc în privința școlilor. 2. Descentralizarea spitalelor. Pentru prima dată, conducerile de spital sunt desemnate de către Consiliul Județean sau de către consiliile locale și răspund în fața comunității și nu în fața pixului Ministrului Sănătății. La fel cum și directorii de școli nu mai răspund în fața Ministrului Educației, ci în fața administrațiilor locale. 3. Polițiile locale au trecut la administrațiile locale, astfel când primarii de orașe, de municipii au posibilitatea să conducă direct această componentă care până atunci depindea de Ministrul de Interne. Deci câteva elemente foarte concrete pe linia procesului de descentralizare. Reorganizarea administrativ-teritorială ar fi permis ducerea până la capăt acestui proces de descentralizare. Și pe materia fondurilor europene, când dumneavoastră, cei din această regiune, a Banatului, să aveți programul regional de dezvoltare, programul regional de transport, programul regional de resurse umane, programul de competitivitate, nu să mergeți la București cu proiectele și să așteptați din pixul ministrului să vi se aprobe proiectele. Asta doream prin reorganizare, să rămân aici, la nivel de regiune, aprobarea acestor proiecte, pentru că voi le cunoașteți cel mai bine, dumneavoastră aici. Această reorganizare era absolut necesară pentru a se putea ajunge la o mai bună absorție și la mai mulți bani europeni în exercițiul financiar 2014-2020. Pentru că organizarea administrativă teritorială a României de astăzi nu permite ca la nivel regional să se gestioneze și să se ceară acești bani europeni. Trebuie să ne ducem la București. Ei, din nefericire, domnul Sorin Frunze Verde a fost un campion, dacă mă pot exprima în ghilimele, în sensul de a fi un adversar al reorganizării administrativ teritoriale a țării. Deci, pe de o parte, domnia sa dorește mai multă descentralizare, dacă e vorba de cea mai importantă măsură pentru a duce descentralizarea până la capăt și anume reorganizarea, s-a opus în cadrul partidului. I-am respectat punctul de vedere, dar partidul a mers mai departe și a susținut acest proiect al descentralizării și pe care sper să-l putem materializa și duce până la capăt. Sprijiniți crearea unor modele similare mișcării pentru noul București și în alte județe sau orașe din țară sau acolo a fost o situație specială? Decizia colegiului director a fost foarte simplă. PDL-ul, ca regulă, merge singur în alegerile locale. Punctual, la nivel județean, acolo unde se apreciază de către organizațiile noastre, că împreună cu o formațiune sau alta, local sau județean, pot să-și maximizeze mai bine rezultatele pentru a obține mai mulți primari sau să câștige președinția de Consiliul Județean, au posibilitatea cu aprobarea biroului permanent național să încheie alianțe județene sau locale. Dar, repet, regula generală este și rămâne că PDL-ul candidează singur și sub sigla PDL în alegeri. Aceste alianțe se pot încheia doar cu anumite formațiuni politice sau practice în funcție de situația? Sunt convins că nu vor fi încheiate cu PNL și PSD. Nu avem interdicții, dar cu siguranță niciodată nu vom încheia în aceste alegeri cu PSD sau cu PNL alianțe
local. Din Sorin Puza Verde n-ar fi crezut că va trece la liberal. Și nu credeți că dacă veneați mai repede reușeați să-l convingeți să nu treacă la cealaltă formațiune? Aici este o decizie personală. Decizia de a-ți da demisia dintr-o formație este o decizie personală. Nu am fost informați despre această intenție pe niciun canal și prin nicio modalitate personală sau instituțională. Încă sunt toți membrii PNL, cele transmiteți celor din organizația Caraș Severin. Ce ne-am spus și la întâlnirea de aici, că PDL-ul are continuitate politică indiferent de persoane care la un moment dat sunt în conducerea partidului, la orice nivel, că acest partid întotdeauna a reușit să depășească momentele delicate ale unor plecări și să urmeze victorii politice. Și v-am dat câteva exemple după plecările unor lideri ai PDL-ului sau ai PD-ului de atunci, precum Sasu, Duvăz sau chiar Petre Roman. Acele plecări n-au afectat partidul. Chiar din potrivă l-au întărit și iată că a câștigat toate alegerile din 2004 încoace. Legat de plecări, Cristian Popescu. Sorin Frunză Verde. Poftiți? Dacă dintre cei care îl urmează pe Sorin Frunză Verde sunt directori de deconcentrate, urmează să-i schimbați din funcție? Discutăm aceste aspecte. Acolo sunt legi ale statului. Român nu are treabă politica cu decizia domnului Sorin Frunză Verde. Legat de plecări, Cristian Popescu Piedone a anunțat că se întoarce la PC și va candida din partea USL la primăria sectorului 4. Nu am asemenea informație. Domnul Eu nu am asemenea informații și nu știu în premier, despre ea. A fost anunțat candidatul USL astăzi pentru sectorul 4. Probabil nu vor ședințe. Eu știu că domnul Piedone nu e în țară sau nu era în țară în zilele acestea. Deci nu știu dacă s-a întors. Dar în cazul în care se confirmă candidatul, repet, cred că cred că trebuie să avem o informație oficială despre acest aspect și eu nu am o asemenea informație până în acest moment. Nu știu despre așa ceva. Sunt convins că organizația de București are toate soluțiile pregătite pentru alegerile locale de la București. Și veți avea soluțiile pentru București foarte rapid. E prematur să discutăm despre candidatura la primăria Reșița? Bineînțeles că nu vreau astăzi să stabilim candidatura aici, dar le vom stabili, evident, în perioada imediat următoare. Am venit, în primul rând, să asigurăm continuitate politică. Există continuitate politică PDL în Caraș Severin și vom candida, evident, în alegeri locale peste tot în Caraș Severin. Veți candida împreună cu UNPR-ul în Caraș Severin sau PDL-ul va candida singur? Nu avem o decizie politică impusă în acest sens. Echipa de conducere care va fi desemnată luni va lua decizia în acest sens. Credeți că primarii care nu au venit astăzi au fost convinși de domnul Frunză Verde să-l urmeze? Nu pot să infirm nici să confirm. Dar ceea ce e important, v-am spus, există continuitate politică. Acest lucru este important pentru noi, pentru PDL. Indiferent de persoane, partidul merge mai departe. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună tuturor!